Noi vom continua ancheta, fără îndoială că Ministerul Public este sesizat cu aspectele penale ale problemelor, cu fapte penale concrete și cu persoane concrete. Prin urmare, Ministerul Public în niciun caz nu va face evaluări ale legalității, ale oportunității unei actelor, unei alte puteri, ci strict ne cantonăm la aspecte penale care țin de competența Ministerului Public. Ancheta va continua, fiindcă procurorul este obligat, conform articolului 5 din Codul de Procedură Penală, să afle adevărul cu referire la persoanele, la faptele și împrejurările în care au fost comise aceste fapte.